În duminica a cincea după Paști, Biserica Ortodoxă a făcut pomenirea Convorbirii Mântuitorului Hristos cu femeia samarineancă. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Sfânta Liturghie oficiată în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. În cuvântul de învățătură, prefericirea sa a evidențiat că Evanghelia de astăzi ne arată în esență că Hristos Domnul cheamă la mântuire pe toți oamenii. Vedem din această Evanghelie mai multe adevăruri și anume, în primul rând, vedem că prin dialog cu femeia samarneancă și apoi cu locuitorii cetății Sihar, Mântuitorul Iisus Hristos înlătură bariera mentală a ostilității dintre popoare diferite, dintre iudei și samarineni. Și acestei femei, El îi spune că este Mesia, cel așteptat, adică este Hristos, unsul lui Dumnezeu. Și de asemenea îi mai spune că a sosit ceasul ca adevărații închinători ai Tatălui din ceruri să fie închinători în duh și adevăr, nu într-un anumit loc, adică în Ierusalim pentru iudei sau în muntele Garizim pentru samarineni. În al doilea rând, Evanghelia ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos este izvorul apei celei vii. El nu este doar un vindecător sau tămăduitor de boli, ci este izvorul harului mântuitor, care vindecă pe oameni de păcate și le dăruiește viață veșnică. Iar în al treilea rând, vedem că această femeie samarineancă reprezintă taina popoarelor care vor crede în Hristos și împreună cu iudeii care au crezut în Hristos vor forma Biserica lui Hristos. În continuare, întâi stătătorul bisericii noastre a subliniat că femeia samarineancă păcătoasă a adus la Hristos întreaga cetate din care făcea parte. Sfântul Ioan Gură de Aur remarcă că Hristos Domnul cu multă discreție și cu respect față de femeia samarineancă săracă și păcătoasă, o consideră vrednică de a-i spune că El este Mesia, pentru că și ea aștepta pe Mesia și era o ființă creată de Dumnezeu după chipul Său. Și pentru că aștepta și ea mântuirea, i-a spus că El este Mesia, Cel ce trebuia să vină. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ucenicii lui Iisus aduceau câte unul, doi oameni la Hristos care se converteau. Dar iată aici, o femeie aduce o cetate întreagă la Hristos, pentru că toți au crezut în El, cuitorii cetății, și au considerat că El este Mesia, Cel așteptat. Hristos Domnul face dintr-o femeie păcătoasă o misionară, în înțelesul că El nu a certat-o, nu a jignit-o, nu i-a spus că ești o imorală și o nestatornică în iubirea ta, în afecțiunea ta, ci a trimis-o în cetate și a adus din cetate pe locuitorii cetății și apoi aceștia l-au invitat pe Iisus să rămână două zile la ei în cetate. Vedem aici că Mântuitorul Iisus Hristos arată cum trebuie abordată fiecare persoană cu deosebit respect și să-i se propună fiecărui om mântuirea în Iisus Hristos. Sfinții părinți, tâlcuind această Evanghelie, spun că cele două zile au fost dedicate învățăturii pe care Mântuitorul le-a dăruit-o acestor locuitori ai cetății și anume fie le-a spus cu un mod concentrat ce conțin Vechiul și Noul Testament sau mai degrabă i-a învățat pe ei porunca iubirii față de Dumnezeu și a iubirii față de aproapele. Mântuitorul Hristos, vorbind cu o femeie samarineancă, rupe barierele mentale ale complexului superiorității bărbatului față de femeie și ale complexului superiorității iudeilor față de samarineni, a mai afirmat prefericirea sa. Evanghelia consemnează un amănunt interesant, și anume că Iisus vorbea cu
femeia aceasta samarineancă lângă fântâna lui Iacov, în timp ce ucenicii erau plecați în cetate pentru a cumpăra mâncare. Dar între timp ei s-au întors și erau mirați când au văzut că Iisus vorbește cu o femeie. Dar nimeni n-a îndrăznit să-L întrebe despre ce a vorbit sau de ce a vorbit cu această femeie. Aici vedem că exista în timpul acela o mentalitate care prezenta pe femeie ca fiind o ființă inferioară bărbatului și care nu se bucura de respectul de care se bucura un bărbat. În tradiția iudaică exista un anumit respect față de femeie, dar și o diferență de valoare. Când în tradiția păgână, adesea femeia era considerată doar un obiect și bărbatul avea drept de viață și de moarte asupra ei, fără ca să îi se întâmple ceva. Deci Mântuitorul Iisus Hristos, vorbind cu o femeie samarineancă, ucenicii au observat că el are un alt comportament decât iudeii obișnuiți și ca atare el rupe bariere mentale ale complexului superiorității bărbatului față de femeie și ale complexului superiorității iudeilor față de samarineni. Prin aceasta el pregătește intrarea în comuniunea bisericii pe care el o întemeiază a tuturor neamurilor, nu numai a evreilor, ci și a tuturor popoarelor care vor crede în el și în același timp că la sfințenie sunt chemate și femeile, nu doar bărbații. De aceea se va vedea că în calendarul bisericii există sfinți bărbați, dar și sfinte femei. La final, Patriarhul României a evidențiat că Sfinții Părinți au rânduit citirea acestei Evanghelii în această perioadă premergătoare înălțării Domnului și pogorârii Sfântului Duh, pentru că prin harul adus de Hristos, noi ne înălțăm duhovnicește și primim harul Duhului Sfânt spre sfințire și viață veșnică.